Salutare și bine te-am găsit! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre viitorul transportului privat. Și nu mă refer la Taxify, Uber sau taxi. Acela nu este transport privat. Este mai degrabă o comparație cu închirierea de mașini. Închirierea de mașini are multe dezavantaje și dacă ai folosit acest serviciu până acum, probabil le știi. Unele companii de închiriere auto te obligă să închiriezi mașina pe minimum 2 zile, poate ai nevoie, nu știu, de 5 ore de ea, și pe lângă asta ești obligat să le duci înapoi în același loc de unde le-ai luat. Cel puțin asta se întâmplă la noi. Sunt puține situații unde poți lăsa mașina dintr-un oraș în altul, pentru că majoritatea companiilor de închiriere de mașini sunt în București. Așadar, serviciul de închiriere auto nu este probabil cel mai util, mai ales dacă vrei o mașină cu care să circuli în oraș și poate nu vrei bătaia de cap de a deține o mașină personală. Indiferent că e vorba de una ieftină sau una scumpă, sunt o grămadă de lucruri pe care trebuie să le plătești la ea. Taxe, cauciucuri, ulei, benzină, întreținere, asigurare, un casco dacă e o mașină mai bună și lista poate continua la nesfârșit. Știm cu toții că mașinile sunt destul de costisitoare, mai ales când stau pe loc. Există chiar și studii pe tema asta în care cercetătorii chiar ne demonstrează că o mașină este mai poluantă atunci când stă pe loc. Iar mașina ta cu siguranță stă pe loc cel puțin 16 ore pe zi. O folosești ca să mergi cu ea la birou, o să folosești cu ea să te întorci de la birou, o folosești să faci câteva cumpărături la hipermarket și o mai folosești probabil din când în când ca să ieși din oraș, dacă n-ai foarte multă treabă în weekend. Astăzi vorbim despre BCR Ego. Puțin mai încolo, pentru că acum vreau să fac o comparație și cu mijloacele de transport prin oraș. Ai mai multe soluții. Ai metrou, care e aglomerat și pe care eu încerc să le vii cel puțin la orele de vârf. Ai autobuzul și tramvaiul pe care, dacă ești nevoit să le iei, știi și tu care este situația. Ai taxi, să spunem. Așadar, serviciul de închiriere mașini nu este fezabil pentru oraș. Sigur, există pony, există și la București, există și la Cluj și ca pony mai există și multe, multe alte servicii. Dacă vrei să știi care sunt acelea, există un articol pe site unde ți le-am descris pe toate. Așadar, avem în Germania, avem în Austria, avem în Franța alternative, avem în China. În China sunt cele mai multe soluții și sunt cele mai ieftine. Din câte știu acolo, să închiriezi o mașină costă undeva la $15 pe zi. BCR Ego funcționează la fel ca alternativele pe care ți le-am menționat mai devreme, doar că au luat puțin sistemul și l-au mai simplificat și l-au mai optimizat puțin. În primul rând, ai parte doar de mașini premium. BMW i3 este o mașină electrică cu 200 de km autonomie și asta pe timp de iarnă. Pe timp de vară poate ajunge și la 250. Adevărul este că este o mașină perfectă pentru oraș și nu este mașina ta, pentru că acolo voiam să ajung. Acesta este cel mai important lucru, nu este mașina ta, nu plătești la ea absolut nimic, nu plătești asigurări, nu plătești cauciucuri, nu plătești benzină. Bine, n-ai cum să plătești benzină. Corectul electric momentan la stațiile de încărcare se face pe baza unui card, dar există hipermarketuri care îți oferă curent electric gratuit pentru mașina ta electrică sau mașina împrumutată electrică, doar ca să vii să faci cumpărături de la ei. Acum, ca să-ți explic mai mult ce înseamnă BCR Ego, momentan au o flotă de 20 de BMW i3, iar această flotă se va mări pe parcursul timpului, pentru că momentan proiectul este în fază de pilot și eu sper din tot sufletul să funcționeze. Deja ne gândim cum ar putea să plec eu de acasă cu mașina și să o aduc la serviciu și să o las în parcarea care este parcare privată, specială pentru mașina asta, ca să nu lași pe locul de parcare al cuiva din fața blocului în care lucrezi. Așadar, cum poți să te bucuri și tu de un BMW i3 nou-nouț, mai ales dacă n-ai condus o mașină electrică până acum? Îți instalezi aplicația Ego de la BCR, îți faci cont acolo, atenție, o să-ți ceară CNP-ul, o să-ți ceară cartea de identitate și permisul de conducere. Mai departe, când deschizi aplicația, pe harta respectivă o să-ți arate toate punctele de încărcare la care poți să lași mașina respectivă și îți explic imediat și ce înseamnă chestia asta și mașinile care sunt în apropiere de tine. Ai înțeles, cred că deja, care este ideea. Serviciul este similar cu cele menționate mai devreme, dar există o diferență majoră. Cel puțin din calculele făcute de mine, este mult mai ieftin. Ai o taxă de 10 lei pentru pornire și o taxă de 0,4 lei pe minut. Dacă stai să te gândești puțin și ieși cu mașina la o oră la care nu este foarte aglomerat, adică nu dimineața și nu seara, s-ar putea să ieși mai ieftin decât cu taxiul. Momentan, serviciul este disponibil doar în București, însă eu sper ca în cel mai scurt timp să fie disponibil în toată țara. De ce? Pentru că mie mi-ar plăcea să iau mașina de la București și să mă duc cu ea la Brașov. Sunt aproape 200 de kilometri, dar nu contează asta, contează timpul. O să plec seara ca să nu fac foarte mult pe drum și
cu siguranță o să ies mai ieftin decât dacă îmi iau un bilet de tren la clasa 1. Știu câțiva prieteni care deja se gândesc cum ar putea să testeze un BMW i3 nou-nouț. Bine, acum este nou-nouț, însă și peste câteva luni va arăta la fel. Cei care se ocupă de proiect se vor ocupa și de mașini respective și în timpul nopții le vor duce la încărcat, dacă nu le-ai lăsat cumva legate la o priză de încărcare, le vor spăla, vor avea grijă să fie totul în perfectă stare, ca atunci când te urci în mașină și selectezi în aplicația aia, este mașina lovită, să poți selecta întotdeauna nu și este mașina curată? Absolut. Există un lucru foarte important la care trebuie să fii atent. Atunci când cobori din mașină și nu ai nevoie de ea 2 ore, trebuie să-ți închizi rezervarea, pentru că altfel te fac taxa în continuare la fiecare minut, la fiecare jumătate de oră, ca și cum ai folosi mașina, chiar dacă tu nu circuli cu ea. Nu vrei să ajungi să-ți golească tot cardul, cu care, apropo, poți să intri și să ieși din mașină. Este singura ta cheie. Nu ai nevoie de nimic altceva decât cardul tău contactless Mastercard de la BCR ca să poți intra și să poți încuia mașina atunci când ai terminat cu ea. De ce spun că ăsta este viitorul? Am auzit la o conferință acum un an, mai puțin de un an, o conferință auto în care producătorul spunea că modelele electrice lansate noi de către el vor putea fi folosite pentru car sharing. Adică cineva își cumpără mașina respectivă și în acele cel puțin 16 ore când ea stă pe loc în parcare, indiferent că o lasă acasă sau la birou, va putea aplica și va putea înregistra mașina într-un program de car sharing. Să poată veni oricine, să o poată deschide, să o poată intra în ea, să o poată folosi pe parcursul timpului în care el a declarat că nu are nevoie de mașina respectivă, pentru că da, există niște limitări de genul ăsta. Vrei să o ai înapoi acasă sau la birou atunci când termin programul. Și am auzit că mai mulți producători sunt interesați de ideea asta. Și mie mi-ar conveni, de exemplu, de ce mașina mea, care oricum stă acasă, să nu facă niște bani în plus? Pe un viitor, dacă tot vorbim de mașini electrice și inteligente, mașina ta ar putea să se ducă singură, să se așeze într-o parcare, să-și aștepte clienții, să-i ducă la locație, la fel ca un taxi. Și uite, așa tăiem de pe listă serviciile de închiriere auto, pentru că dacă există în mai multe orașe, o poți lua dintr-un oraș și o duci în altul. Tăiem de pe listă taxi, tăiem de pe listă alte aplicații de genul. Iar eu sper să se întâmple lucrul ăsta măcar cât trăiesc eu. Vreau să experimentez și eu treaba asta, nu doar nepoții sau strănepoții mei. Spune-mi, te rog, ce părere ai tu? Lasă-mi un comentariu mai jos sub clip, lasă-mi un comentariu în articol. Hai să dezvoltăm un pic discuția mai mult pe tema asta, pentru că eu sunt sigur că o testez la începutul lunii decembrie, când o să fie disponibilă pentru toată lumea. Am încercat și eu să-mi fac cont. N-am reușit, doar George a avut privilegiul ăsta și puteți să vedeți cum a testat el acel BMW i3 de la BCR Ego la el pe blog. Articolul este deja publicat și a fost un clip la care am lucrat intens, dar cu mare plăcere. Pentru că îmi place să văd că tehnologia ajunge în acel punct în care depinzi din ce în ce mai mult de ea, dar o faci cu plăcere. Cam atât pentru astăzi. Eu sunt Radu Neagu și ne vedem data viitoare pe cavaleria.ro cu un nou clip despre tehnologie. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Sau era un share, un like și un subscribe, nu mai știu care este ordinea, în ce ordine vrei tu. Numai bine!